Aș vrea să invit pe candidații pentru botez să urce aici sus, ca să-i cunoașteți, să știți despre cine este vorba și să știți ce cărți sau ce flori trebuie să le cumpărați. Cei care suntem, pentru că este o persoană care nu este prezentă, însă cei care suntem, vă invit să veniți aici. Da, sigur, bineînțeles. Ne bucurăm că ați decis să vă puneți viața în mâna lui Iisus, în mâinile lui Iisus. Rebecca, Mălina, Lavinia, Tania, Patricia, Sara și din nou Lavinia. Iar persoana care nu este de față, o cunoaștem toți, este vorba de Alex Sandu, băiatul lui Aristide. El este foarte legat de biserica noastră. Cu mine avem o prietenie de mult timp, suntem foarte familiari și el dorește în același timp să intre prin botez în biserica noastră, iar pregătirile cu el le-am făcut mai mult online și le facem, dar el este pregătit ca să intre și el în Biserica lui Dumnezeu. Vă mulțumim încă o dată și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în această etapă din viață. Deci acum știți despre cine este vorba, este un număr bogat. Este o victorie pentru Iisus acest lucru și pentru mine este o mare bucurie, este o victorie. Chiar dacă plecăm, plecăm cu mare bucurie de aici. Fie ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe acești tineri. Amin. Mulțumim. Pacea Domnului, copii! Sunteți fericiți și mulțumiți? Avem multe motive să fim fericiți și mulțumiți, așa-i? Chiar în Biblie, Dumnezeu ne spune în 1 Tesaloniceni 5, versetul 16 și 18: bucurați-vă întotdeauna! Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Vreau să vă spun o poveste în care o să avem de învățat o lecție foarte importantă. O cioară trăia în pădure și era mulțumită cu viața ei. Până într-o zi, când s-a văzut o lebădă și s-a gândit, lebăda aceasta este atât de albă și eu sunt așa de neagră, sigur, lebăda este cea mai fericită pasăre din lume. Așa că s-a dus să-i comunice lebedei gândurile sale. Iar lebăda i-a răspuns: și eu simțeam că sunt cea mai fericită pasăre din lume, până când am văzut un papagal. Apoi, cioara s-a dus să vorbească cu papagalul, care la rândul ei i-a răspuns cioarei: știi, dintotdeauna am crezut și eu că sunt cea mai fericită pasăre din lume, până când am văzut pe unul. Eu am doar două culori, însă el are o multitudine de culori. Sigur, pe unul este cea mai fericită pasăre din lume. Așa că după un timp, cioara s-a dus să-l caute pe păun la grădina zoologică. Când a ajuns acolo, o mulțime de oameni stăteau să vadă pe unul și îl priveau cu admirație pentru frumusețea lui. După ce oamenii au plecat, cioara s-a apropiat de păun și i-a spus: ești atât de frumos, toată lumea vine să te vadă și să te admire pentru cât ești de frumos. Sigur, ești cea mai fericită pasăre din lume. La care păunul i-a răspuns: știi, și eu am crezut
dintotdeauna că sunt cea mai fericită pasăre de pe planetă. Însă din cauza frumuseții mele, sunt închis în această grădină zoologică. Am cercetat cu atenție și am observat că cioara este singura pasăre care nu este închisă într-o cușcă. Așa că m-am gândit zilele acestea. Dacă aș fi o cioară, aș putea să hoinăresc liber și fericit pretutindeni. Putem învăța din această poveste că e un pericol foarte mare să ne comparăm cu ceilalți, așa-i? La care persoană putem noi privi pentru a ne compara? Putem privi doar la Domnul Iisus ca să dorim să fim asemenea Lui, să fim mai buni și să putem să ne formăm un caracter frumos ca și El, așa-i? Dumnezeu să vă ajute să priviți la El și El să vă ajute să fiți frumoși la caracter și să fiți mulțumiți și fericiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum am un detaliu pentru voi cu textele din Biblie care le-am citit și care să vă aducă aminte să fiți întotdeauna fericiți și mulțumiți. Amin. Tatăl nostru bun care tronezi în ceruri, îți mulțumim și pentru această parte a închinării noastre în care venim cu zecimile noastre și cu darurile înaintea Ta. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai menținut sănătatea și am putut câștiga în mod cinstit și partea care îți revine Ție, ți-am adus-o cu credință. Binecuvântează, Doamne, ca acolo unde se vor îndrepta darurile acestea, numele Tău să fie proslăvit și cei care beneficiază de aceasta să dea laudă numelui Tău, să-ți recunoască meritele și să-ți vadă mâna la lucru, mâna care binecuvântă. Tată bun, frații de aici, câștigă greu existența, ajută-i, ocrotește-i, mâna Ta să-i binecuvinteze, dar să-i și protejeze de tot ce e rău, de tot ce e greu și să facă din ei un popor credincios al Tău. Fă ca Evanghelia să triumfe și venirea Ta să fie cât mai curând, ca să fim poporul cu care îți vei împlini finalul lucrării pe acest pământ. Amin.
Stimați frați, dragi oaspeți, bun venit încă o dată, vă spun, la noi, la biserică, cu ocazia acestui sabat, un pic mai special, mai festiv, pentru că e o ocazie în care pastorul de tineret sau familia pastorală, care i-a slujit anul trecut, va fi îmbrățișat pentru, sau vor fi îmbrățișați ca familie pentru plecare și ne vom deschide brațele de asemenea pentru familia care vine. În mod normal, noi spunem că biserica are o misiune sau un departament de misiune, însă este un pic greșit pentru că realitatea este alta. Misiunea lui Dumnezeu are o biserică și atunci biserica matură și înțeleaptă este cea care știe să se plieze, să se profileze pe misiunea lui Dumnezeu și să meargă și să asculte de glasul lui Dumnezeu acolo când o trimite într-un loc, în altul sau printr-un om sau prin altul. Programul lui Dumnezeu și misiunea lui nu sunt așezate în contingentul uman. Deși Dumnezeu își face misiunea pe oameni, nu în contingentul omenesc stă programul. Ca nu cumva dacă omul nu mai vrea sau se încăpățânează, misiunea lui Dumnezeu să fie în pericol. De aceea vedeți în Biblie că uneori Dumnezeu spune, robul meu Moise a murit, acum Iosua ia poporul acesta și treci mai departe, continuă, pentru că cu Moise am alt plan. Cu Moise o să călătoresc în alt sens, cu tine mai merg pe orizontală. Așa se întâmplă că uneori Dumnezeu spune unui proroc, mergi și unge pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca proroc, în locul tău. Wow, sună foarte, în locul meu și eu. Și Dumnezeu zice, cu tine am o altă direcție. Așa că înțelepciunea face ca atunci când Dumnezeu spune, misiunea mea cere conduita aceasta, să cauți să te așezi în brațele lui Dumnezeu. Noi am înțeles că așa cere misiunea lui Dumnezeu. Nu avem toate răspunsurile. Personal, simțeam că suntem la momentul de maximă colaborare și mi-aș fi dorit să dureze mult. Însă am fost primul care am înțeles că Dumnezeu are și alte căi. De aceea mulțumesc lui Cristi și Ralucăi, nu oficial și protocolar, ci prietenește. Eu mi-am câștigat în Cristi un prieten pentru multă vreme în anul acesta. Îl felicit pentru modul în care a crescut zi de zi. Dacă te uiți în oglindă, Cristi, tu ești la fel. Însă din perspectiva posturii pastorale, te asigur că nu ești ca cel de anul trecut. Și mă bucur enorm de mult. Mă bucur, Raluca, că te-am cunoscut alături de el, un ajutor potrivit. Vali vine însoțit de Nicoleta, o familie pe care o cunosc de acum, nici nu mai știu câți ani, din 2003. I-am fost pastor la Galați, te-am cunoscut, el era în comitetul Amicus atunci. După aceea ne-am întâlnit în Madrid, am colaborat la biserica de la Valencia și acum iată-i aici cu copiii, cu Alexandru și cu Miriam. Trebuie să fie pe aici, pe undeva, pe la Sineta, pe unde sunt? Nu. Hai. O să avem timp să-i cunoaștem, mulțumim! Vă așteaptă un district frumos, provocări deosebite, tinerii de aici sunt delicioși. Asta înseamnă că sunt bun de mâncat, la desert. Eu nu spun mai mult, pentru că rolul meu este de a spune bun venit, însă fiecare dintre noi va avea un punct în program, dar vreau să-i spun și fratelui Richard de asemenea bun venit. L-am chemat pentru a face oficial momentul acesta. Frate Richard, alături de noi, noi alături de dumneavoastră. Și când veți pleca de aici, spre Uniune, duceți și salutul nostru. Sunteți de acord? Dați-mi voie să îi îmbrățișez pe toți în numele dumneavoastră.
Dragii mei, vă salut în numele scump al Domnului nostru. El este Cel pentru care sabat de sabat ne propunem să ne adunăm în locul acesta. Am cuvinte de recunoștință pentru această biserică, pentru pastorii ei, pentru Cristi, pentru Raluca, pentru Remus, pentru Ramona. Mulțumesc Domnului pentru activitatea pe care ați avut-o împreună. Și de asemenea, Vali, bun venit la această nouă provocare împreună cu Nicoleta, cu Alex și cu Miriam, la lucrarea pe care Dumnezeu o desfășoară înaintea voastră, începând din momentul acesta. Aseară am vorbit cu fratele, cum îl cheamă, fratele prezbiter, nu știu unde e, Mircea. Unde ești, Mircea? Acolo ești. Și am mai vorbit cu un frate, nu mai știu, fratele Lică. Și am mai vorbit cu încă, mai mulți erau acolo adunați. Frații mei, eu vă spun ceva. Eu n-am vrut să ajung unde sunt acum, nici n-am căutat. Mi-mi place să fiu păstor. Dar Domnul m-a chemat, a zis, vino. Când eu eram înainte păstor, mă gândeam la administrație și aveam totdeauna lucruri de adăugat și de rectificat. Dar când am ajuns eu acolo, am zis, wow, stai că lucrurile sunt diferit de cum le gândeam, diferit de cum le știam eu. Mi-a plăcut mult ce mi-a spus fratele Mircea. A zis, voi v-ați rugat? Mi-a plăcut tare mult. Și mi-a spus așa, ne-am rugat atât de mult că n-am știut ce să mai facem. Viața pastorilor, dragii mei, frați, este o viață în care noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Eu nu vă chem să vorbiți cu mine. Eu știu că atunci când iubești un păstor, când te apropii de el, îți pare foarte rău când se duce. Dar mai presus de noi, cei care suntem doar niște instrumente neputincioase și netrebnice, este Dumnezeu, care conduce lucrarea sa. E adevărat că pe plan local noi vedem și cunoaștem mai bine decât oricine lipsurile noastre, ale noastre, ale bisericii. Însă atunci când Dumnezeu privește biserica de aici și biserica din Saragossa și biserica din Puerto de Santa Maria și biserica din Andalusia și biserica din Sevilla și atâtea și atâtea biserici și grupări de pe întreg teritoriul Spaniei, Dumnezeu, eu așa cred, că iubește pe fiecare. Iubește și această biserică și eu cred că iubește în mod egal. E bine să luptăm și să spunem, eu cred că Domnul pe mine mă iubește mai mult. E normal. Și Ioan, la un moment dat, el scria, ucenicul pe care îl iubea. Și cred că ar fi absurd să spunem altfel. E bine să te simți prețuit, să te simți valorat, să te simți iubit de Dumnezeu. Nu? E bine, e bine. Dar eu cred, în același timp, că Dumnezeu ne are în vedere pe toți. În această ocazie, bunul nostru Dumnezeu, Domnul Iisus, care este șeful tuturor bisericilor, are această orientare și această vedere pentru păstorul nostru de a merge în altă parte. Mi-a plăcut că fratele pastor Cristian m-a încurajat pe mine și mi-a zis, las că știu cum e. Mi-a plăcut. Nu e ușor, frații mei. Lucrarea nu e ușoară, adevărat, că noi ne uităm și spunem, din punct de vedere al sabatului la învon, pastorul predică, dar sunt multe alte lucruri care implică cheltuială, care implică sacrificiu. Și dacă n-ar fi
datorită bunătății lui Dumnezeu, nu am putea să ne menținem, nu am putea să stăm astăzi în picioare. Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun cu noi. El nu ne va părăsi. El nu ne va lăsa. El nu și-a propus ca să uite de cererile noastre, de rugile noastre. Noi atunci când ne adunăm și când noi îl căutăm pe El, El se va lăsa descoperit. În aceste puține minute pe care le am, pentru că acest sabat, așa cum a spus fratele pastor Remus, este un sabat festiv în sensul primirii și despărțirii, așa ca să, și pentru că atât fratele pastor Cristian, cât și fratele pastor Vali vor avea un cuvânt, aș vrea ca să medităm asupra a cinci versete. Cinci versete cu o învățătură simplă. O învățătură care să atingă sufletele noastre. Așa de mult aș vrea ca să mergem din locul acesta hrăniți la suflet. Eu am venit aici aseară, m-am așezat acolo pe ultimul rând și așa m-am dus de aici hrănit. M-am dus hrănit la suflet. E atât de bine să te duci și să mănânci și să spui sunt sătul. Îl rog pe Domnul Dumnezeu ca să dea peste noi Duhul Sfânt și să ne ajute să putem pricepe, să putem înțelege, să ne fie de folos acest pasaj al Evangheliei după Marcu, capitolul 1, versetul 35. Spune, a doua zi, dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute. Și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută. El a răspuns, haide să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propodesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. S-a dus să propodească în sinagogi, prin toată Galileea și scotea draci. Sunt doar trei lucruri cu care vreau să rămânem în această dimineață în mintea noastră. Primul lucru este că Domnul Iisus ne este exemplul nostru suprem. Nu mă obosesc și n-aș vrea să mă obosesc niciodată să spun, frații mei, trebuie să ne rugăm mult, trebuie să îl căutăm pe Dumnezeu mult. Știți cum e? Eu văd sufletul nostru, inima noastră ca și o lampă. Dacă nu te rogi, lampa aceea se stinge. Și știți cum e? E trist să poți să fii membru, să poți să fii în biserică și să nu mai ai lampa aprinsă. De aceea Domnul Hristos spunea fecioarilor, nu? Zicea, aveți lampa cu ulei, aveți lampa aprinsă. Prin rugăciune, prin cererea Duhului Sfânt se menține lumină în interior. Zice că dacă ochiul nu are lumină, ce se întâmplă? Zice, vai de întunericul care există, nu? Adică poți să fii viu și totuși să n-ai lumină. Să n-ai lumină în tine, să nu fii lumină. La Domnul Hristos ne spune, voi sunteți, cum zice? Lumina lumii, o cetate așezată pe munte, nu poate să rămână ascunsă. Zice, nu puneți lumina unde? Sub obroc, nu o puneți acolo, lăsați-o să strălucească, lăsați-o să strălucească. Dar, dragii mei, Domnul Iisus ne învață, zice, foarte frumos, zice, pe când era întuneric de tot, când se aprinde lumina, acolo se aprinde. De câte ori în viața mea personală, poate n-am reușit să mă trezesc de dimineață și n-am mai putut să mă rog. N-am mai putut să petrec timp cu Dumnezeu în rugăciune. Ce important e să lupți, frații mei, trebuie să luptăm, trebuie să ne luptăm, să avem timpul nostru de închinare, de rugăciune, de căutarea lui Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu. Interesant, de ce Domnul Hristos n-a rămas acolo? De ce n-a stat cu ucenicii Lui? El zice, s-a dus și s-a rugat într-un loc pustiu. Să nu îl tulbure nimeni, nu că ar fi o problemă, dar e nevoie să ai timpul tău de căutare, de antrenament spiritual, de exercițiu, în care să fii numai tu și Dumnezeu. Da? Să ai pustiul tău. Și lucrul acesta e nevoie zilnic. Știți, uneori zicem, las că mă duc eu, zice, un sabat în natură. Nu asta, zice, în fiecare dimineață de vreme se ducea într-un loc pustiu, într-un loc retras, se ruga acolo. Nu am suficient timp, dar vreau să insist asupra acestui lucru. Este fundamental, frații mei, să ne rugăm. Este fundamental să participăm la întrunirile de rugăciune. Eu am avut un gând și încă îl mai am așa. Când văd bisericile pline în sabat, așa m-aș bucura ca oamenii să vină și la rugăciune, să caute pe Dumnezeu. În dimineața aceasta așa m-am desfătat când am auzit rugăciunile fraților. Când eram copil, aveam un frate
îi spunea lupa în baci, era acolo în Baia Mare. Mai el când începea să se roage, se ruga 15 minute. 15 minute, vai, că, de ce vă spun 15 minute? Nu exagerez. Că m-am pus eu cu ceasul, eram copil și nu mai puteam de rugăciune și dă-i să văd cât se roagă fratele. Prima dată s-a rugat, nu mi-am pus ceasul, dar după aia, când s-a rugat a doua la oră de rugăciune, fai de mine și de mine. 15 minute. Și după ce a terminat rugăciunea, ne-am dus sus, după ce a terminat rugăciunea în serviciu divin, ne-am dus sus, era acolo un frate din Colteu cu familia lui, eram la masă și spune lui Lupa Mbaci, Loții, spune la fratele, zice, Lupa Mbaci, altă dată să nu mai întinzi atât de mult supa, zeama, că vreau să mă rog și eu, zice. Mi-a rămas în minte, eram copil, 8-9 anișor, dar știți ce? E adevărat că nu trebuie să întingi zeama. E adevărat că spune serva Domnului că mai sunt și unii oameni care sunt ucigași întrunilor de rugăciune, pentru că zice că... De ce zice că sunt ucigași? Pentru că fac rugăciuni, nu știu, dar ce rugăciuni sunt alea? Zice, ce nu s-au rugat acasă, vin și spun... Știți care e problema? Problema e că nu te rogi acasă. Dacă tu te-ai rugat acasă și vii cu Duhul, și vii cu puterea, și vii cu lumina, biserica se simte împrospătată. Eu am participat la întruniri de rugăciune unde poate ne-am rugat 15-20 de minute, frați s-au rugat, m-am ridicat înviorat. Te simțeai înviorat. Dar vreau să spun un lucru. Ce se întâmplă cu omul care n-are lumina în el? Ce se întâmplă cu omul care n-are Duhul Sfânt? Ce se întâmplă cu omul care atunci e creștin, e adventist, e cunoaște doctrina, dar n-are Duhul Sfânt? Știi ce se întâmplă? Nici propria lui rugăciune nu poate să o facă. Se plictisește și de ce spune el. Cum să mai stea să asculte alte rugăciuni? De asta spun, frate, eu pentru mine am un test. Eu când îmi dau seama că nu sunt atent la rugăciunea fraților mei și că e ceva, cum se numește, când te tot miști, așa, cum se numește? Mai spuneți că... Agitație, da, da, mama avea un... Nu o să spun, dar mama avea o vorbă. Ce ai... Cum spunea? Spune stare. Mâncărici. Spunea, avea alt cuvânt, da? Ha? Avea alt cuvânt. De acolo era. Da, adică, ce ai... Dar nu, că nu l-am uitat și eu și nu vreau să-l spun acum. Aproape l-am uitat, poate nu-l pronunț bine. Dar ideea care este că... Mă, tot miști acolo. Mă, omul se roagă și începe... Eu iau copiii la rugăciune. Și ce fac copiii când se rog? Când mă rog? Ce fac? Se ating unul pe altul. De ce? Pentru că nu sunt ei duhovnici, nu sunt spirituali. Nu, trebuie să crească. Dar mai fel suntem și noi. Noi ne rugăm și vorbim și ne râdem. Când aveam 10-11 ani, m-a apucat un râs în timpul rugăciunii, acolo în Baia Mare. Și era băiatul pastorului lângă mine care mă... Și nu, dacă băiatul pastorului m-a împins la râs, am râs de... Dar era și ciurcă, Ionico, pastorul. Și zice, dacă vă mai prind că râdeți în timpul rugăciunii, o încurcați, zice. Oh, ce rușine mi-a fost. Dar de ce am râs? Credeți că mie mi-era capul la rugăciune? Noi zicem de copii, dar și noi suntem copii de multe ori. Și eu sunt, recunosc. Eu îmi dau seama. Atunci când nu mă rog, când n-am Duhul Sfânt, când n-am lumina, e o problemă mare. N-am astâmpăr. Vreau altceva, dar nu rugăciune. Altceva, dar nu rugăciune. Și atunci când rugăciunea nu există, când sufletul meu este gol, când nu l-am pe Dumnezeu, eu am nevoie de altceva. Însă, uitați exemplul care ne-l dă Domnul Hristos, se ruga acolo. Dragul meu, Cristi, este drumul tău. Aș vrea ca să-ți umplu valiza cu multe rugăciuni, cu multe binecuvântări, împreună cu Raluca, cu puterea rugăciunii să mergi. El să te ajute, să-ți dea putere, să-ți dea tărie. Vali, scumpule, rugăciunea. Nu te lăsa. Orice ar fi, rugăciunea. De vreo că uneori sunt probleme că nici nu știi. Mie mi s-a întâmplat de multe ori. Oamenii îmi vorbeau lucruri, nici nu știam ce să le spun. Zic, Doamne, ce spun acum? Dar am învățat un lucru frumos, să mă rog. Spun, Doamne, ajută-mă să știu ce să spun. Ajută-mă să știu ce să-i vorbesc acestui om. Ca să fie salvat, ca să fie mântuit, ca să fie plin de speranță. Nu? După aceea spune că Simon și ceilalți s-au dus să-l caute. Spuneți-mi, frații mei, de ce s-au dus Simon și ceilalți să-l caute pe Iisus? De ce? De ce s-au dus? Știți de ce s-au dus? Pentru că Iisus cum era? A făcut multe minuni și ce vreau să fac? Hai că oamenii te caută.
Oamenii te caută, vino! Și când l-au găsit, ce au zis? Toți te caută! I-am spus de-a fratelui Cristi, când am plecat de la Madrid, frații au făcut semnături să nu plec. Și a venit lângă mine un tânăr scump și drag și mi-a zis, 300 de semnături am scris. Și mergem la Uniune cu pancarte și cu... Să nu te ducă de aici. Știți că cel rău a fost lângă mine, nu? Ah, ce senzație ai, nu? Când m-am uitat la Cristi, când ne-am comunicat că se va duce, am văzut un spirit umil. Și am înțeles voia lui Dumnezeu. Ce frumos e că atunci când Domnul te cheamă să spui, Doamne, iată-mă, aici sunt. Nu înțeleg, nu știu, aici sunt. Și am spus fratelui Mircea aseară, că un prezbiter a venit și mi-a spus, băi, eu zice, accept, dar nu înțeleg. Așa mi-a spus când m-am dus, în anii de nerețe pastorală, când păstoream eu în Madrid. Frații mei, e frumos când oamenii te caută. Dar aici avem un exemplu extraordinar al lui Iisus. Și acest exemplu este cel pe care trebuie să-l avem noi și pe care îl purtăm în mandatul nostru pastoral. Și aici spune, când ești în culmea, când oamenii te caută, când oamenii zic, măi, uitați ce spune. El le-a răspuns, haide să mergem. Păi dacă e cel mai bine, dacă oamenii te caută. Spuneți, nu ați zice despre mine, omul acesta e nebun, când oamenii le caută, dacă atâtea ne-am chinuit să facem, să... Chiar în momentul acesta, ce am spus? Iisuse, dar e potrivit momentul, oamenii te caută, acum! Și spune, uite, mergem în altă parte și au zis ce cuvinte sfinte. Prin târgurile, prin satele vecine, ca să propovăduiești acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Dragii mei, rugați-vă pentru noi, cei de la Uniune, nu e ușor. E adevărat că primim și critici, dar primim și apreciere și multe rugăciuni. Știți, când eram aici, aveam în mintea mea biserica din Arganda, biserica din Torrejón, biserica din Emaús, biserica din Ebenezer, biserica din Alcalá, biserica din... Erau bisericile unde eu am servit. Ale erau bisericile mele, pe care le știam. Dacă îmi spuneți bisericile care erau acolo, Sagrada Familia, Tayers, le știu și spun, uite, frații care sunt acolo. Acum știți cum e, când mă uit pe toată harta, chiar când văd corul acesta extraordinar, chiar mi-a plăcut că n-am mai văzut biserici cu numere, felicitări că le mai păstrați acolo, numele de la cântare. Când văd tinerii care sunt aici, mă bucur, dar aș vrea că această binecuvântare să o putem avea și în alte locuri. Știți, eu mă duc în Andalusia, mă duc în sud, mă duc în nord, văd atâtea locuri unde e nevoie de astfel de lucrători. E nevoie. Și Dumnezeu este acela care iubește această țară, cum iubește și România, cum iubește și întreaga lume. Dar Dumnezeu are în vedere și spune, hai să mergem în altă parte, prin târgurile, prin satele vecine, să propovăduim, căci pentru aceasta am ieșit. Aceasta este chemarea pe care noi o avem ca păstori. Scumpi frați, surori, scumpi tineri, aș dori ca să susțineți în rugile voastre pe cel care pleacă și pe cel care intră. De asemenea, pe cel care este aici, pe păstorul Remus. Să susținem în rugăciunea noastră pe prezbiteri, pe diaconi, pe slujitori. Să susținem în rugile noastre pe cei care vin aici sabat de sabat și prin influența lor sfântă, chiar dacă nu au nicio slujbă, fac atât de mult bine. Să ținem în rugile noastre pe mamele, precum soția mea, care acum nu poate să fie aici, dar este cu cei trei copilași. Multe mame vin, de multe ori întreabă, cum vin mamele? Vin mamele cu copilașii, dar măcar să audă și un pic. Să le susținem. Să susținem pe bătrânii noștri în rugăciune. Să susținem pe cei care sunt bolnavi. Dragii mei, Domnul să binecuvinteze această scumpă biserică. Dacă fratele Remus mi-a dat un salut, le iau cu drag. Și de asemenea, aduc salutul echipei Uniunii, să știți că de acolo ne rugăm și noi pentru voi și noul an și în
proiectul pe care îl aveți de construire, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar îmi doresc din toată inima mea ca să nu fie mult și să ajungem în cele din urmă acasă, în patria cerească. Acolo vreau să fiu eu împreună cu dumneavoastră, cu toți, și să ne bucurăm pentru veșnicie. Acolo vreau să fiu eu împreună cu cele 7 persoane și cu cel al 8-lea care nu este acum aici, dar felicit în numele Domnului Hristos pe acele persoane care au luat hotărârea pentru Hristos. Bravo! Acum, cred că Satana e așa de supărat, l-a supărat tare sabatul ăsta. El s-a ridicat aici în față. Și să dea Dumnezeu ca acolo unde mergi, Cristi, să poți continua să-L superi, ca și până acum. Da? Domnul să fie cu noi cu toții în veci. Amin.